Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Ion Dobre, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar, filiala Buzău. Și pentru că aș vrea nu să terminăm subiectul a ceea ce înseamnă plăți, pentru că acest subiect nu poate fi terminat sau încheiat vreodată, însă aș vrea să mai abordăm o ultimă problemă înainte de a vorbi, așa cum spuneam, despre ceea ce eu vorbesc comasări. Domnule Dobre, este vorba despre un alt material pe care l-au realizat colegii mei, nemulțumirea femeilor de servicii din școli, care au fost și ele ocolite de un așa numit spor de rușine. Da, o altă problemă pe care noi am semnalat-o guvernanților este aceea sporurilor care au fost cândva pentru salariații din învățământ personal didactic, nedidactic și didactic auxiliar, și care au dispărut odată cu legea educației în 2011. De atunci, permanent, am fost preocupat să reintroducem acel spor, pentru că el se regăsea în mod special pentru categoria de salariați nedidactic din învățământ. Salariile acestei categorii de salariați fiind unul aproape de subzistență, de mizerie. S-a reușit de-a lungul timpului ușoare cârpeli, dar nesemnificative. Am sperat în acest regulament, crezând noi că o să reușim să aducem pentru fiecare un spor de 3, 5, 7 până în maxim 15% în condițiile deosebite de muncă. Numai că odată cu încheierea discuțiilor și acceptarea de către reprezentanții Ministerului a unor procente din sporurile la care facem referire, a plecat proiectul spre Ministerul Justiției și Ministerul de Finanțe și, culmea, a suportat modificări drastice, în sensul în care o foarte mică categorie din salariații la care facem referire se mai regăsesc sau ar putea să se regăsească în cei care primesc aceste sporuri. Bineînțeles că acestea se vor acorda sau ar fi fost acordate în urma unor măsurători și din partea unor specialiști și în regulamentul vechi erau prevăzute aceste obligativități. Cel mai deranjant este însă altceva. În timp ce nouă sau pentru cei din învățământ regulamentul a fost cumva anulat, el a fost foarte generos cu alții din alte sectoare. Alte sectoare care, să recunoaștem, de regulă nu mă uit în ograda altcuiva, dar au venituri destul de substanțiale comparativ cu cei despre care facem vorbire, cei din învățământ. Este o discriminare crasă pe care noi am reclamat-o, este o bătaie de joc pe care nu o să o acceptăm. Am cerut, atunci când a fost dus proiectul spre aprobare, anularea lui, pentru că el trebuia discutat într-o comisie de dialog social și nu s-a întâmplat asta, mai mult decât atât, în aceeași zi, era într-o zi de vineri, proiectul a mers spre monitorul oficial și a și fost publicat în monitorul oficial. Este o altă revendicare asupra căruia o să revenim cu siguranță și pe care nu o să lăsăm să se pună în aplicare așa cum au acceptat-o, pentru că suntem în țara unde dacă poți, iei. Cine poate, știm ce se întâmplă. Noi fiind mai puțin importanți, deși în lege suntem considerați cei din învățământ sau învățământul este considerat prioritate națională, uite că în practică lucrurile stau cu totul altfel. Domnule Dobre, vom duce discuția un pic în altă parte, motiv pentru care o să încercăm să tragem o concluzie a ceea ce am discutat până acum. Iar concluzia ar duce direct către întrebarea mea de mai devreme, dacă să ne așteptăm la proteste. Mi-ați răspuns cu toată sinceritatea că da. Și îmi aduc aminte din anii mei de școală, anul 2000 este un an de referință pentru ceea ce înseamnă sindicate din
din învățământ și pentru ceea ce înseamnă cadre didactice. O grevă generală de aproximativ 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, a făcut ca atenția întregii țări, și aici mă refer nu doar la cei abilitați să ia măsuri și să impună, mă refer chiar la oamenii de rând, s-au îndreptat către protestele cadrelor didactice și către revendicările lor. Mă gândesc că poate o astfel de o reeditare a anului 2000 ar putea să-i convingă pe toți cei de care depinde, să spunem așa, să-și îndrepte atenția către dumneavoastră și să conștientizeze că de data asta vorbiți serios. Adică serios ați vorbit de fiecare dată, numai că puțin, ați lăsat de multe noi cel puțin ori la nivelul județului Buzău, cred că am făcut proba corectitudinii noastre și a faptului că nu vorbim în dodii. Sigur că nu o să mai riscăm și eu cel puțin voi fi foarte rezervat în a angaja într-o acțiune de acest gen doar colegii noștri din județul Buzău. De aceea de fiecare dată am spus că o acțiune de acest gen trebuie să o facem la nivel național. Asta nu exclude că atunci când avem o problemă specifică județului Buzău, cum a fost problema și este încă în mare parte, pentru că n-am rezolvat decât 50% din această problemă a dobânzilor, dacă nu vom găsi o soluție, nu vom apela și la această măsură, pentru că altfel, după cum se știe, am mers până la executare silită și între timp s-a modificat legea și nu știm dacă nu se va alege praful de această executare silită. Suntem asigurați că nu, că vom merge mai departe, dar nu știu. Băi, ce-ți mai rămâne de făcut după ce ai parcurs toate etapele legale dintr-un stat decât să apelezi la forma extremă? Noi dorim să nu ajungem acolo, dar pentru problemele generale pe care le avem, cu siguranță, numai împreună cu toți colegii noștri din țară și numai uniți și numai într-un procent foarte mare, pentru că să nu ne îmbătăm cu apă rece, totdeauna vor fi și unii care vor fi circumspecți și nu vor accepta soluția propusă de noi din diverse motive. Dar cu o majoritate covârșitoare, cu siguranță trebuie să-i trezim, pentru că nu este vorba numai de salariile noastre, să ne înțelegem. Este vorba de unde ne dreptăm, este vorba de educația copiilor noștri, este vorba de faptul că pleacă tineretul din țară, de faptul că satele sunt depopulate, copiii rămân neșcolarizați pentru că nu avem posibilitatea să ajungem, școlile se desființează pe bună dreptate în unele situații, pentru că acolo nu se mai justifică, adică costurile sunt prea mari. Dacă în condițiile în care ai 30 de copii la clasă, guvernanții consideră costurile mult prea mari, dar în condițiile în care ai 5, 7, 10 copii la clasă, cu siguranță acolo vor rămâne neșcolarizați în condițiile alocațiilor bugetare pe care le vedem acum. Ei, și ca să răspundem și telespectatorului nostru de mai devreme și materialelor realizate de colegii noștri în cadrul jurnalului Campus TV, domnule Dobre, se ridică problema comasărilor școlilor, a aducerii elevilor cât mai, eu știu, în cât mai puține școli, în special în mediul rural, pentru că despre asta vorbim. Ce se întâmplă și la ce să ne așteptăm? Da, chiar mai devreme aminteam de depopularea satelor. Avem anul ăsta o desființare de unitate școlară. La Șarânga? Nu, acolo este altceva. Îmi scapă la momentul ăsta, uite că am un lapsus. O propunere, mai erau 3 copii în acea unitate școlară. La Șarânga este vorba de desființarea unei structuri. Deci nu este vorba de o comasare. Comasările se fac între școli cu personalitate juridică. Structurile pot fi arondate în condițiile în care se poate de școala de centru, cum îi spunem noi, cu personalitate, școala cu personalitate juridică. Sau la o altă structură apropiată pentru a avea efectiv suficient pentru a putea aproba o clasă sau mai multe. Sigur că presiunile care se fac la acest moment
îi determină pe director să ia uneori măsuri destul de drastice, riscând, așa cum precizam și mai devreme, să ne trezim în zona respectivă cu copiii neșcolarizați, pentru că desființând școala de lângă sau din satul respectiv, și ați dat dumneavoastră exemplu Șarânga, acolo e un caz fericit că avem șosea și nu sunt foarte departe școlile una de cealaltă. Sunt alte neplăceri cauzate de desființarea acestei unități școlare, pentru că vor rămâne oameni, colegi de-ai noștri, și trebuie să vedem și latura asta, indiferent cât de rău intenționați am fi unii dintre cei care iau deciziile. Nu poți să-l lași pe drumuri atât de simplu, pentru că și cadrul didactic în acea unitate școlară are copii, are de plătit rate și toate cele. Dar sunt situații care impun și aceste desființări de structuri. Ce s-ar putea face? Sigur că s-a gândit, sau e un amalgam. Vinovați suntem toți, deopotrivă. Noi că n-am reușit să ne facem suficient de influenți încât să putem, dar cine ne asculta când ceream? Explicați-ne de ce investiți și faceți școala din localitatea X. Corect, că ați ridicat de multe ori problemele acestea. Da, de foarte multe ori. Și mi-aduc aminte că și pe vremea celorlalte guverne, de altă factură, nu social-democrată, era așa, totul era subversiv, nimeni nu trebuia să știe unde veneau banii de la guvern sau veneau fonduri din altă parte, nimeni dintre cei din afară nu trebuia să știe ce primar va primi fonduri pentru respectivele unități școlare. Și uite, ne trezim acum că avem unități școlare unde a dispărut populația școlară, care sunt făcute cu 2, 3, 5 ani în urmă, și trebuie să renunțăm la ele, pentru că vom duce copiii în altă parte. Cu ce? Cu mijloace de transport. Dar ce facem în situații în care, prezentată de telespectatorul, da, de mai devreme, dacă s-a gândit totul numai pe interese de nu știu ce fel, cineva trebuia să aibă de muncă, cineva trebuia să-și câștige nu știu ce comisioane pe materiale și pe construcția respectivă, sau trebuia să-și mai facă lângă nu știu ce imobil, dacă nu vilă, etc. Aveam exemplele venite de la vremea trecută, care nu mai erau un secret pentru nimeni. Și ca să înțeleagă și telespectatorii despre ce exemple vorbim. Este vorba, păi avem exemplul cel mai elocvent, este cel de la Bisoca. Avem un campus acolo, a funcționat pe vremuri, a fost desființat, acum se încearcă repunerea lui pe... Chiar funcționează? Da, sigur. Același model ar fi trebuit să funcționeze. Au mai fost așa niște idei din astea când și când aruncate prin Parlament sau prin Ministerul Educației, dar uite că n-au prins și ne trezim în situația asta și spunem: stop, nu se poate, trebuie să luăm copiii și nu avem cu ce-i lua. Cum să desființezi o grădiniță cu 10 copii? Unde îi duci? Pentru că acolo e un copil de 3 ani, poate chiar și mai mic. Cum să-l duci două ore prin zăpadă? Nu știu dacă două ore, chiar și o jumătate de oră, pentru că nu-l poți lăsa singur. Dacă cei din gimnaziu, ai și pe la primar, poți să, poate în microbuzul respectiv urca un adult care să-i supravegheze. Dar cu ăștia mici nu te poți juca, sunt mult prea mici. Și uite, am ajuns în situația asta când o să avem, și sigur anul ăsta, o să avem ceva probleme din punctul ăsta de vedere. Cu privire la ce a spus dumneavoastră, un telespectator spune așa: desființarea școlii dintr-un sat conduce la moartea satului. Este foarte trist, felicitări pentru emisiune. Da, este într-adevăr o realitate, pentru că părinții vor prefera să plece din satul respectiv, să se ducă undeva mai aproape de o școală, și așa vor ajunge sate între să se depopuleze, din păcate. Ideea campusului ar putea fi una foarte bună în condițiile în care ar funcționa cel puțin la fel de bine cum funcționează cel de la Bisoca, pe care noi l-am văzut. Am văzut și cum este condus, am văzut și copiii, am văzut inclusiv condițiile în care mănâncă, iar mie acolo totul mi s-a părut, adică atmosfera mi s-a părut a fi una de acasă. Am fost chiar în ziua de Moș Nicolae, când, deși nu primiseră cadouri, copiii știau că moșul a venit acasă și le-a lăsat darurile. Deci da, e greu să-ți dai copilul de lângă tine, dar ca să nu rămână copiii neșcolarizați și
pentru a preveni toate aceste situații se poate apela și la o astfel de variantă. Un alt telespectator întreabă, domnule Dobre, despre sporul de vechime care s-a luat în 2008, când se va mai da înapoi. Lucrez de 30 de ani în învățământ și am salariu minim pe economie ca un angajat nou. Este vorba despre personalul nedidactic. Da, sporul de vechime a dispărut ca noțiune pentru toate categoriile de salariați. Modelul este unul al Europei și probabil și al statelor super dezvoltate de pe alte continente. Știam și am atenționat de mult că nu vom mai avea noțiunea de spor de vechime. Salariul va fi unul negociat. Din păcate, la salariații contractuali din sistemul bugetar nu se merge pe o grilă unică de salarizare, în sensul în care studiile și activitatea pe care o faci să-ți confere dreptul la un salariu egal în toate segmentele, pentru că nu contează, dau cu mătura în școală sau în Ministerul Justiției sau alt minister, trebuie să am cam același salariu. Corect. Fac aceeași muncă. Ei, aici suntem cumva în urmă mult și trebuie să rezolvăm situația asta, oamenii să aibă un salariu decent și să nu mai facem diferențieri între categoriile de bugetari. Da, iar pentru că vorbeam și mai devreme despre examenul de bacalaureat, este primul an în care se introduce această modificare, în sensul că nu se mai țin la sfârșitul anului școlar competențele așa cum eram obișnuiți, iată, au început deja. Sunt destul de contestate aceste măsuri, în sensul că sunt oameni, sunt voci care spun că examenul de bacalaureat se adresează absolvenți, iar în această perioadă nu vorbim despre absolvenți, domnule Dobre. Ați auzit aceste voci, ca o părere personală, eu zic că e mai bine că se dau aceste examene acum, pentru că scapă de o grijă și se pot concentra mai mult pe celelalte examene. Da, sigur, din punct de vedere juridic poate fi făcut o asemenea speculație. E de condamnat. Un ministru al educației, dacă ai venit cu o asemenea propunere și hai că tu nu ai putut să mergi și pe amănuntele astea. Da, propunerea asta putea fi bazată pe lege. Lângă el a avut o armată de juriști, care de altfel își dau cu părerea în toate și nimic în același timp. Când le cere o părere, te trimit în altă parte și ei se feresc să răspundă. De ce nu l-au sfătuit sau n-au armonizat legislația, pentru mine e un semn mare de întrebare. Cât privește partea de, eu știu, benefică a acestei părți din examenul de bacalaureat, sigur, am văzut și eu, n-am fost foarte preocupat, dar am văzut câteva interviuri luate unor copii care erau chiar mulțumiți că vor fi degrevați de această obligativitate în perioada când și așa vor avea un stres, vor trece printr-o perioadă foarte stresantă din viața lor, pentru că urmează celelalte probe care sunt definitorii până la urmă. Da, domnule Dobre, vom vedea ce se va mai întâmpla. Vă așteptăm cu interes în studioul Campus TV de fiecare dată când veți avea ceva de transmis. Dacă nu veți avea dumneavoastră de transmis, vom avea noi de întrebat și cu certitudine vă vom invita. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc și eu și în numele colegilor mei, cu siguranță vom fi de fiecare dată prezenți. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune, o seară minunată, vă doresc, la revedere!